Bună, sunt Cristina Zavarski și bine v-am regăsit! Mă bucur foarte mult să vă revăd! Astăzi o să vă arăt rutina mea de îngrijire a tenului și top 5 produse preferate! Prima dată îmi curăț fața cu gel de curățare Bioderma. Este un produs foarte bun, potrivit pentru piele sensibilă și perfect pentru vară. Vă recomand în momentul în care începeți să curățați fața să folosiți o bintiță sau să prindeți părul sus într-o coadă să nu vă încurce. Eu am preferat să folosesc o bintiță albă. O să folosesc această perie pentru curățarea feței. O să vă las linkul în descriere de unde am cumpărat-o. Umizim un pic peria și aplicăm gelul. Apoi curățăm fața. După părerea mea, cu această perie este mult mai ușor să elimin toate impuritățile de pe piele. Cel puțin eu o ador. Al doilea produs pe care eu îl folosesc este masca pentru ochi. La prima vedere pare un pic ciudată, dar este foarte eficientă. Această mască ameliorează vizibil semnele de oboseală, cearcănele și umflăturile apărute la nivel ochilor, calmează și relaxează ochii, este perfectă după o zi obositoare de muncă, de exemplu, se aplică pe ochi și se lasă să acționeze timp de 15-20 de minute, după care o dăm jos. Al treilea produs pe care eu îl folosesc este masca pentru față, pe care eu am primit-o de la magazinul Solishop. În această dimineață am primit un pachet de la magazinul Solishop. Haideți să-l deschidem să vedem ce se află acolo. Așadar, avem aici un bilețel și o pungă. Mască și un ser cu vitamina C. Așadar, în cutie a fost acest bilițel. Dragă Cristina, îți mulțumim pentru review-ul făcut. Sperăm să-ți placă și produsele din pachet. Produsele sunt această mască tratament. Arată interesant și abia aștept să încerc. Această mască este de la același brand ca și masca neagră, deci trebuie să fie ceva bun. Și mai avem aici un ser cu vitamina C. Cam așa arată această mască și acum o aplicăm pe față. Îmi place foarte mult cum îmi arată pielea după ce o folosesc. Practic, această mască este un noroi bogat în minerale, care asigură pielii o senzație mai moale, mai strălucitoare, mai fermă și mai elastică. Aplicăm masca pe față, așteptăm cam 20 de minute până când masca este complet uscată. Până se usucă masca, putem, de exemplu, să citim o revistă. Masca este complet uscată și acum o spălăm de pe față. Eu, de exemplu, folosesc un prosop umed, așa pentru mine este cel mai comod. Al patrulea produs pe care eu îl folosesc este ser pentru față cu vitamina C. Eu încălzesc serul între palme și doar apoi îl aplic pe față. Este foarte important ca serul să intre complet în pielea noastră. Pe lângă conținutul cel mai ridicat de vitamina C, acest ser este de asemenea îmbogățit și cu alte ingrediente de cea mai bună calitate, cum ar fi acidul hialuronic, acidul ferulic și vitamina E. Te ajută să scapi de urmele de oboseală și este potrivit pentru toate tipurile de piele. Și ultimul produs pe care eu îl folosesc este crema pentru față de la L'Oreal cu hidratare 24 de ore. La fel ca și cu serul, încălzesc crema între palme și doar apoi aplic pe față. Este foarte important în momentul în care aplicăm crema ca mâinile noastre să fie calde. Îmi place destul de mult această cremă de la L'Oreal fiindcă îmi hidratează foarte bine pielea și are un miros plăcut. Aici se termină rutina mea de îngrijire a tenului, sper că v-a plăcut acest video și o să vă fie de folos. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, iar dacă încă nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, nu uitați să dați subscribe. Vă pup și vă îmbrățișez! Pa, pa!